Ha, trebuia să pun mușchiul mai jos. Ia, uite, bă, ce am greșit-o. Trebuia să pun mușchiul jos, urșilor. Schimbăm strategia, urșii mei, o să facem o pizza de casă, rapid așa. Bătem aici două ouă. O să dăm pâinea prin ouă, o să vedeți. Și apoi o să tăiem și niște roșii. O să punem niște cașcaval din ăsta, am găsit la Lidl cu 30% mai puțină grăsime. Pentru gratinat. Hai să vedem câte calorii are. Ia să vedem aici. 258 de calorii. Vedeți? 258 de calorii și are mai, cu 30% mai puțină grăsime. Deci 258 de calorii și cașcavalul meu pe care îl folosesc eu de obicei are 228. V-am zis că este cel mai slab cașcaval? V-am zis, parcă de dimineață v-am zis, nu mai știu exact când. O să punem și niște sos din ăsta de roșii cu ardei, făcut în casă. O să punem peste niște spanac, niște ceapă, ce se duce în ceapă când mai avem aici, și niște măsline din astea verzi. Hai să ne apucăm de treabă. A, și bineînțeles mușfile. Așa, am dat pâinea prin ou. Deci avem aici 4 felii jumătate de pâine. Acum o să punem niște sos din ăsta de casă, peste, deasupra. Vedeți, urșilor, ziceați că nu știu să gătesc. Știu și eu să gătesc, dar mi-e cam lene așa. Plus că maica mea mă întrece. Știe mai bine să gătească. Ea face rețete din astea clasice. Eu sunt cu inovațiile mai mult. O să iasă ceva super tare, o să vedeți. Așa. De aici, stai așa, pe jumătate. Da. Taie pe jumătate și după aia fideluță. Așa. Acum hai să punem spanacul. Ca să nu se ardă foarte tare, înțelegeți? Să-l punem aici mai jos. Că după aia dacă îl punem deasupra se arde prea tare. Ceapa aș vrea să o pun mai deasupra ca să se caramelizeze așa, să fie mai dulce, să capete un gust dulce. Spana putem să punem mai mult. Ăsta are absolut deloc calorii, adică foarte, foarte puține, vă dați seama, toate lucrurile au calorii până la urmă. Așa, acum să punem niște măsline. Ia uitați ce frumos o să arate la sfârșit. Mai să punem niște roșii, care mi le-a tăiat șeful meu bucătar aici. Acum este adjunct, este ajutor de bucătar. Ia să vedem, mai punem, mai punem. Că astea au puține calorii, deci legumele au foarte puține calorii. Și cred că o să fac cardio și după aia o să mănânc pizza asta. Habar n-am, că o să mai dureze până se face. Acum punem niște ceapă roșie. Mamă, și asta îmi place, îi dă un gust extraordinar. Nu mai am lipii să fac pe lipii, pentru că la Lidl nu știu ce s-a întâmplat săptămâna asta. Nu am găsit absolut deloc lipii. Este incredibil așa ceva. Aveau decât din alea libaneze și eu vreau tortilla. Alea libaneze nu merg să faci pizza cu ele. Ha, trebuia să pun mușchiul mai jos. Dar n-are nimic. Ia, uite bă ce am greșit-o. Trebuia să pun mușchiul jos, urșilor. Am zăpăcit aici cu telefonul, cu filmatul. Dar n-are nimic. Nu există reguli în bucătărie. Da, și după aia punem și cașcavalul pe deasupra. Se gratineze așa frumos. Punem toate astea de mușchi, 100 de grame de mușchi, 20 de grame de proteină avem aici. Așa. Și acum punem cașcaval. E, asta nu mi l-a deschis ajutorul meu de bucătar. Eu cu o mână trebuie să-l și deschid. Dar vă arăt că se poate face și cu o mână pizza, da? Ia uitați. Punem cașcaval. Două mâini din astea pline. Ca să se gratineze așa frumos. Moftică, n-am pus mușchi mai jos. Trebuia să pun mușchiul după ce am pus sosul de roșii. Cam asta e toată șmecheria. Haideți să băgăm la cuptor acum și apoi să o mâncăm. Revenim cu masa când o să fie gata. Ia uitați ce soare este. Până se face pizza, o să mergem să facem ture pe aici prin curte o jumătate de oră. Pizza este gata. Ia să vedem. Vedeți, s-a cam tras așa un pic șunca asta. Trebuia să pun mușchiul, trebuia să-l pun sub. Și am uitat. Se vad așa frumos legumele. Dar asta este. Important e că o să fie bună pentru că aceeași compoziție are, adică doar straturile sunt puse puțin greșit. Haideți să o scoatem și să mănânc pentru că mi-este foame, am terminat și exercițiile cardio și acum putem să ne relaxăm la o pizza și la un pahar de Cola Zero. Așa, haideți că o scoate maica mea acum. Puh, abia aștept să mănânc. Chiar mi s-a făcut foame, n-am mai mâncat de la ora 11 și acum s-a făcut 5 și ceva, 5 și 10, cred, 5 și un sfert. O lăsăm un pic să se răcească și o să o devorez. Poftă bună vă doresc tuturor! We gon' burn it down.
burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker.